Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. În câteva minute, Curtea Constituțională se va pronunța asupra sesizării Guvernului privind scoaterea partidului Șor în afara legii. Vom auzi decizia în direct la știri. De la 1 iulie, taxa aeroportuară de 9 euro per pasager va fi redusă în jumătate, iar din ianuarie anul viitor ar putea fi anulată, anunță autoritățile. Ploile puternice din weekend au făcut prăpăd în nordul țării, unde mai multe gospodării au fost inundate. Pentru azi e valabil un cod galben de ploi cu descărcări electrice. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra sesizării Guvernului privind scoaterea partidului Șor în afara legii. Colega noastră, Francesca Gândea, urmărește ședința și vine cu detalii. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Iuliana, bună ziua tuturor! Din clipă în clipă, magistrații Curții Constituționale urmează să se pronunțe pe marginea sesizării depuse în noiembrie de Guvernul Republicii Moldova privind constituționalitatea Partidului Șor. Astăzi ședința a început la ora 10. Iar ambele părți și-au expus ultimile replici. La tribuna, în fața magistraților, a ieșit reprezentantul guvernului, avocatul Eduard Digure, dar și deputații Partidului Șor, Marina Tauber și Denis Ulanov, și avocatul formațiunii, Aureliu Colenco. După ce timp de o oră și-au expus replicile, magistrații au plecat în deliberări. Timp de două ore, aceștia deliberează. Sesizarea privind verificarea constituționalității Partidului Șor a fost depusă în noiembrie anul trecut de reprezentanții guvernului. Magistrații Curții Constituționale au început să o examineze la începutul lunii mai. După 6 ședințe, aceștia au anunțat o pauză de aproximativ o lună și au revenit pe săptămâna trecută și-au mai examinat două ședințe. Deocamdată acestea sunt informațiile. Revenim în curând când se vor expune magistrații. Iuliana? Francesca, mulțumesc. Pista de rezervă pentru Partidul Șor în cazul în care este declarat neconstituțional ar putea fi Partidul Renaștere, la care în ultima perioadă au aderat mai mulți membri ai PSRM. De această părere sunt experții care afirmă că în spatele Partidului Renașterii ar sta Ilan Șor și partenerii săi de la Kremlin. Astfel, formațiunea care nu era până acum în vizorul public poate fi folosită de Federația Rusă pentru a atrage electoratul de stânga, scopul fiind preluarea puterii politice la Chișinău după următoarele alegeri parlamentare, spun analiștii. Acest partid este un proiect prorusesc, în mod evident, și ținta lui este rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Și, în mod evident, Federația Rusă încearcă să placeze, cum se spune, ouăle în mai multe coșuri, să nu aibă doar un singur proiect. Pe lângă Partidul Șor, care este un fel de joker pe eșchierul de stânga. Partidul Renaștere este o creatură comună a lui Ilan Șor și a partenerilor săi de la Kremlin. Prin crearea acestui partid, pe de o parte, consider eu, se face o pistă de rezervă pentru Șor și echipa sa. Dacă va fi declarat în afara legii de către Curtea Constituțională. Analistul Ion Tăbârță însă nu exclude că Partidul Șor ar putea găsi și alte căi de a se menține pe arena politică. Mai degrabă cred că Partidul Șor se va găsi un alt partid inactiv, care există numai cu ștapilă, cu atât mai mult că din punct de vedere a brandingului politic, ei au și o denumire, de exemplu, Mișcarea pentru Popor. Partidul Renaștere a apărut recent în vizorul public după aderarea celor patru ex-socialiști la formațiune. Este vorba despre Vasile Bolea, Alexandru Suhodolski, Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski, care au părăsit Partidul Socialiștilor luna trecută, fiind acuzați că ar fi luat bani de la Ilan Șor. Toți au negat acest lucru. Observăm. Partid vine pe o platformă foarte pro-rusă dintre formațiunile politice active în spațiul public. Acest Renaștere are cel mai explicit mesaj pro-rus.
îi depășesc atât pe cei de la Șor, cât și pe cei din Partidul Socialiștilor sau Partidilor. Respectiv, eu cred că asta este instrumentarul lui Ilan Șor ca voturile de la Partidul Socialiștilor și să controleze el deputații care vor intra în următorul parlament pe acest discurs prost. Pe de altă parte, formațiunea ar putea merge la alegeri fără a oficializa legăturile cu Ilan Șor, spun analiștii. Se va merge așa pe un fel de moldovinism cu accente deja tradiționale pentru partidele politice de stânga, gen neutralitatea, parteneriat cu Federația Rusă. Scopul este ca Federația Rusă sau partidele apropiate de Federația Rusă să preia puterea politică în Chișinău după următoarele alegeri parlamentare. Ei nu au nicio problemă să facă vreun bloc electoral, să se aducă pe cei din Partidul Renașterii sau, dacă vor vedea că ia turații, să încerce să meargă la alegeri cu două locomotive, dacă putem spune. Cei din Renaștere să atragă voturile prorușilor din PSRM, iar Șor să meargă mai departe pe mituirea alegătorilor. Partidul Renaștere a fost constituit în 2012 la inițiativa unui grup de deputați comuniști, Vadim Mișin, Oleg Babenko și Tatiana Botnariuc, care au părăsit fracțiunea parlamentară a PCRM. Formațiunea politică este condusă de Serghei Mișin, fiul lui Vadim Mișin. Primii care au aderat la acest partid luna trecută au fost ex-socialiștii Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski, apoi au urmat Vasile Bolea și Alexandru Suhodolski. Cei din urmă au mers mai întâi în Israel, unde s-au întâlnit cu Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul furtului miliardului. De la 1 iulie, taxa de 9 euro per pasager pentru modernizarea aeroportului internațional Chișinău va fi redusă în jumătate, iar de la 1 ianuarie va fi anulată. Un ordin în acest sens a fost semnat de ministrul infrastructurii. Totodată și alte taxe aeroportuare pentru companiile aeriene ar urma să scadă cu până la 70%. Autoritățile speră că acest lucru va face ca aeroportul nostru să fie competitiv și vor fi atrase mai multe companii care să opereze zboruri. S-a analizat situația și s-a decis că această taxă de modernizare să fie eliminată gradual, așadar din 1 iulie ea se reduce în jumătate, de la 9 euro la 4,5 euro. Iar de la 1 ianuarie 2024 această taxă, în general, nu va mai fi aplicată. Un ordin în acest sens a fost deja semnat de ministrul infrastructurii și publicat în Monitorul Oficial. Potrivit lui Radu Marian, vor fi reduse și alte taxe pentru companiile aeriene cu până la 70%. Și dacă ne referim la taxele totale, se reduc la vreo 16 euro, iar în 1 ianuarie taxele totale vor fi de 12 euro, comparativ cu peste 21 de euro care erau timpul administrării companiei lui Șor. Și mai mult decât atât, cei ce vor să fac administrație este să ofere reduceri companiilor aeriene în funcție de mulți pasageri, transportă și cât ceruce noi, până la 50%. Șeful Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe susține că aceste modificări vor face ca aeroportul internațional Chișinău să devină competitiv. La nivel de taxe, aeroportul Chișinău o să fie extrem de competitiv comparativ cu aeroportul din regiune. De exemplu, eu estimez că taxele noastre să fie și mai mici decât la Iași, urmare aplicării acestor reduceri. Aeroportul internațional Chișinău a revenit în gestiunea statului pe 28 martie, după ce în 2013 a fost concesionat de Avia Invest, companie controlată de fugarul Ilan Șor. Zborul cu avionul din și spre Republica Moldova a devenit un joc de noroc. În ultimele luni, pasagerii s-au confruntat cu situații în care fie zborul le-a fost anulat, fie amânat pentru câteva zile. Totul din cauza problemelor tehnice sau financiare ale unor companii care operează zboruri în țara noastră. Acum, când e perioada concediilor, iar moldovenii vor să revină acasă, ori să zboare în vacanță, problema e și mai gravă. Autoritățile spun că sunt în discuții cu mai multe companii și încearcă să le convingă să opereze zboruri de la Chișinău, fie să le suplinească pe cele existente deja. În ultimele luni, să zbor de pe aeroportul internațional Chișinău a devenit un lux, potrivit Biroului Național de Statistică. În luna mai, față de luna aprilie, biletele de avion s-au scumpit cu 60%. Și asta pentru că opțiunile moldovenilor de a călători s-au redus considerabil. Mai întâi, Wizz Air, singura companie low cost care opera zboruri în țara noastră, s-a retras. Apoi, operatorul național Air Moldova și-a suspendat toate cursele. A urmat o serie de zboruri anulate de Fly One, motivate prin defecțiuni tehnice la mai multe aeronave.
Autoritățile susțin că nu pot interveni la reglementarea prețurilor. Piața nu este reglementată. În Republica Moldova nu este o autoritate care stabilește tarife la astfel de servicii. Taxele, dacă îmi permiteți, taxele se stabilesc pe principii de concurență liberă. Nici ministerul, nici guvernul, nici autoritatea aeronautică civilă nu aprobă astfel de tarife. Ministrul Infrastructurii însă afirmă că problema va fi soluționată odată cu atragerea mai multor operatori aerieni în țara noastră. Suntem în discuții cu mai multe entități juridice despre care vă vom comunica imediat ce vom avea un răspuns definitiv. Continuăm discuțiile cu Wizz Air, suntem la o etapă destul de avansată, am mai zis o continuăm și cu Lotul, discutăm și cu Taromu pentru suplinirea curselor. Până autoritățile vor veni cu soluțiile practice, mai mulți dintre moldoveni aleg să meargă spre aeroportul din Iași. Cam greu. Acest bărbat a venit să-și întâlnească fratele la Iași. Este problema că au anulat zborurile la Chișinău și am venit să-l întâlnesc aici. Am stat în vameră, 2 ore la Sculeni. E obositor. Foarte. Și cald. Purtătorul de cuvânt al aeroportului din Iași susține că în ultima perioadă numărul de moldoveni care aleg să zboară de acolo a crescut. Din cei peste 800.000 de pasageri pe care i-am înregistrat de la începutul acestui an, 40% reprezintă trafic din Republica Moldova, o creștere pe care am înregistrat-o odată cu preluarea mai multor zboruri de la Chișinău. Totuși, capacitatea aeroportului din Iași nu oferă pasagerilor condițiile potrivite. Pentru a gestiona cât mai eficient fluxurile mari de călători, vom monta uși suplimentare în terminal atât pe plecări cât și pe sosiri, creând astfel niște linii prioritare pentru familiile cu copii, bătrâni și persoanele cu dizabilități. Potrivit autorității aeronautice civile, pe parcursul primelor 5 luni ale acestui an, fluxul pasagerilor pe aeroportul internațional Chișinău a constituit aproape 1 milion de cetățeni. Cei mai mulți au fost în lunile ianuarie și mai. Aici vorbim și despre cetățenii ucraineni care aleg să zboare spre destinațiile dorite din Chișinău, având în vedere că spațiul aerian al Ucrainei este închis. Acum pasagerii pot zbura pe aeroportul internațional Chișinău, apelând la serviciile a 6 companii aeriene. Sunt viitori profesori de educație fizică sau kinetoterapeuți cu acte în regulă. Absolvenții de la Universitatea de Educație Fizică și Sport și-au primit azi diplomele de absolvire. Emoții foarte frumoase și deosebite. Este pentru prima dată în viața mea când sunt prezentă la un astfel de eveniment. Ce planuri au sportivii după ce au absolvit universitatea? Aflați în jurnal. Cred că rădăcinile m-au chemat înapoi. Probabil atunci când nu mai ai visuri, deja nu mai ai ce face în viața asta. Ce ne face să avem succes? Cred că echipa. Dacă îți dorești ceva și îți pui ca scop, atingi. Putem spune că avem o bucățică de Europa aici la noi. El, primar în sat, ea, profesoară, iar împreună păstoresc o afacere de succes. Îi cunoașteți astăzi pe soții Spinei, care dețin o stână de oi. Punctul de pornire au fost 2 oi primite în dar la nuntă. De atunci au trecut aproape 30 de ani, timp în care nu au cerut și nu au așteptat să li se dea, ci au pornit singuri la drum, au muncit și au reușit. Astăzi au ajuns să administreze un laborator unde fac brânză sau caș și vând produsele. Urmăriți un nou reportaj din campania Europa începe de la tine. De fiecare dată spuneam că nu mă mai duc înapoi la lucru, a să rămân acasă, să mă ocup cu ce-mi place mie. Dacă îți dorești ceva și îți pui ca scop, atingi. În prima parte a zilei este profesoară. Iar el, primar. Imediat ce își termină munca la școală sau birou, ziua lor adevărată de lucru abia începe. La stâna de oi pe care o au în satul Temeleuți. Da, uite, da.
De 10 ani cei doi cresc oi, iar produsele pe care le obțin i-au cucerit pe toți din prima. Povestea lor începe cu 26 de ani în urmă, când și-au unit destinele. La nuntă, pe lângă celelalte daruri, au primit 2 oi. Că atunci așa se cadonau, se dădea vacă, purcei, asta e ca un început de familie. 2, 4, 8... Și apoi 16 a fost și de la 16 de acum a mers mai departe. Iar astăzi au în total 150 de oi și reușesc să-și combine pasiunile pe care le mai au. Mariana este profesoară de chimie și diriginte la Temeleuț și în satul de alături. Își face meseria cu dăruire. Trebuie să înțelegi fiecare elev și să ajungi la inima lui. Altfel nu poți lucra. Munca la școală se încheie la amiază, iar odată ce femeia ajunge acasă, rochia e înlocuită de haine mai comode. Soții merg la un mic laborator pe care l-au amenajat lângă locuința lor, unde fac brânză, caș sau urdă. De unde ai găsat cașul ăsta? E formidabil. De fiecare dată cineva gusta, cumpăra, după care alții gustau la dumnealor, și de făceau comenzi, chiar noi anume de acolo vrem. Acum un an, zilele lor începeau la 5 dimineață, pentru că ambii erau implicați și la mulsul oilor, iar serile se încheiau târziu. Asta e un proces continuu. Pur și simplu trebuie la pescut să fie om, permanent. La mulți este o oră. Stâna lor este la margine de sat, iar până acum 3 ani lumină nu era și nici rețea electrică. Candela cu lumânarea. Anul trecut, printr-o investiție proprie și cu ajutorul unui grant de 4.000 de euro din partea PNUD și Ambasadei Suediei, familia Spinei a reușit să instaleze un sistem fotovoltaic pe acoperișul stânei. Ne gândeam cum să aducem lumină. Adică modalitatea nu conta. Cum să o aducem? Și-a făcut multe calcule. Și la rețeaua comună ne costa foarte mult și am văzut că energia solară ar fi cea mai bună modalitate. De asemenea, au reușit să amenajeze spații confortabile pentru muncitorii lor. Sacrificii au fost multe, investiții și mai mari. Însă speranța în visul lor de a-și dezvolta afacerea îi ajută să depășească orice încercare, pentru că tot ce-și doresc e... Să muncim pe loc, să nu plecăm peste hotare. Munca asta pentru peste hotare și departarea de casă te distruge mult, te consumă mult. Ploile puternice din weekend au făcut ravagii în nordul țării. În raionul Fălești, mai multe localități au fost inundate, culturile din gospodăriile oamenilor au fost distruse, iar drumurile transformate în râuri. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini în care se văd toate consecințele. În satul Hâncești, din raionul Fălești, curțile oamenilor au fost inundate, apa ajungând la câțiva centimetri. Vremea rea se va menține și astăzi. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, ce va fi valabil până la ora 22. Se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat, cu averse puternice, cu grindină și vijelie. Ping-pong de acuzații între guvern și primăria capitalei privind caldarâmul descoperit pe strada 31 August din centrul istoric al orașului. Ministrul Culturii și primarul Chișinăului dau vina unul pe altul pentru soarta incertă a pavajului vechi. Între timp, una dintre cele mai importante străzi culturale din oraș este un șantier lăsat în paragină. Primarul capitalei minte și cred că este disperat, pentru că manipulează. A fi un regizor bun, cum este Sergiu Prodan, este un lucru. A fi un ministru, un administrator, este cu totul alt lucru. Ping-pongul de acuzații reciproce între primarul capitalei Ion Ceban și ministrul culturii Sergiu Prodan s-au intensificat în ultima perioadă. Mărul discordiei este caldarâmul secular descoperit acum 4 luni pe o porțiune a străzii 31 August din centrul istoric al capitalei. Primăria Chișinăului acuză guvernul că a blocat lucrările. Afirmând că Ministerul Culturii sau guvernul a blocat lucrările pe porțiunea pe strada 31 August, porțiunea respectivă, dumnealui nu face trimitere la niciun act normativ. Prin ce? Prin ce act? Prin ce hotărâre de guvern, dispoziția prim-ministrului sau ordinea ministrului a fost blocată această activitate? Sergiu Prodan susține că Primăria Capitalei nu a prezentat spre aprobarea Consiliului Național al Monumentelor Istorice niciun proiect de reparație a străzii 31 August și niciun proiect pentru reabilitarea pavajului vechi descoperit. Problema este că domnul primar nu are acest proiect. Nu are nici fostul proiect, pentru că n-a prezentat absolut nimic.
Și atunci el acum trișează cu scrisori trimise la care nu s-a răspuns, care nu le-a trimis de fapt. Este un caz foarte bizar și dramaturgia care o propune domnul primar în acest caz este una foarte superficială și primitivă. Ministrul Culturii susține că a înregistrat toate încălcările primăriei capitalei în ceea ce privește lucrările de reparație din centrul istoric și va sesiza în acest sens Procuratura Generală. De partea cealaltă, Ion Ceban acuză de fals Ministrul Culturii. Există avizul și domnul ministru mi se pare că a nimerit într-o situație foarte penibilă în acest sens. Există avizul CNMI, eliberat în anul 2020 și toate aberațiile pe care dumnealui le îndrugă, probabil că ar fi bine să le păstreze pentru alte scenarii. Ion Ceban insistă că a solicitat de mai multe ori ca reprezentanții autorităților centrale și locale să se întrunească într-o ședință pentru a soluționa problema, însă de 4 luni nu au primit răspuns. Noi așteptăm un răspuns de la Ministerul Culturii, nu unul prin rețele de socializare, nu unul la diferite instituții media, nu unul eronat și fals, unul care să corespundă cerințelor și solicitărilor pe care le-am făcut. Nu este bine să nu avem o claritate în această privință. Între timp, una dintre cele mai importante străzi din centrul Chișinăului este plină de mizerie. Șantierul nu are treceri pietonale temporare, este plin de bucăți mari de beton, mormane de nisip și pământ și materiale de construcții. Porțiunea de caldărâm de pe strada 31 August a fost descoperită la începutul lunii martie, în timpul lucrărilor de reparație a drumului. Atunci, responsabilii de la primărie și cei de la Ministerul Culturii spuneau că zona ar putea deveni una pietonală. Potrivit arheologilor, 31 august este printre primele străzi din oraș care au fost pavate la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ultima reparație capitală a acesteia a avut loc după al doilea război mondial. Emoții mari pentru absolvenții Universității de Educație Fizică și Sport. Sportivii, viitorii kinetoterapeuți și profesori de educație fizică au devenit profesioniști cu acte în regulă. Și campioana mondială, luptătoarea Irina Rângaci, și-a luat diploma de absolvire, fiind pregătită pentru o nouă etapă din viața sa. Îmbrăcați în robe și purtând toca, absolvenții Universității de Educație Fizică și Sport și-au luat adio de la anii de studenție. Emoționată era și luptătoarea Irina Rângaci, care a devenit profesor de educație fizică cu acte în regulă. Sunt emoții foarte frumoase și deosebite. Este pentru prima dată în viața mea când sunt prezentă la un astfel de eveniment, pentru că când am absolvit clasa 12-a nu am avut această ocazie din motivul și din cauza carantinei. Urmează să depun documentele și la masterat și voi continua studiile de asemenea aici. Premiați cu diplome pentru reușite deosebite, absolvenții s-au unit într-o horă. Tinerii spun că sunt pregătiți pentru a se dedica muncii. Nicolae, de exemplu, vrea să revină în satul său natal din raionul Sângerei și să suplinească lipsa de cadre didactice. În sat sunt mulți copii talentați care nu au posibilitatea, nu sunt antrenori de a-i antrena, de a-i depista unde sunt campionii noștri moldoveni. Я считаю, что это очень полезная профессия, за ней будущее, потому что она необходима как молодым поколениям, которые получают неосмысленные травмы на спорте. У любого может быть футболист, борец, баскетболист. Это колени, это разрывы связок. Este 4 ani au trecut destul de repede și, sincer spun, o să-mi fie, cred că, un pic dor și de colegii mei, și de profesorii, și de lecțiile care, și timpul la general care am petrecut la universitate. Iar Andreea are planuri mari de viitor, a demonstrat că disabilitatea nu poate sta în calea cunoștințelor și vrea să-și continue studiile la masterat în România. De merge înainte cu pași mici, încetșor, dar va fi bine. Petru a absolvit securitatea publică și civilă la 34 de ani, iar la eveniment a venit cu toată familia. Am făcut o pauză și acum am finisat universitatea. Ce urmează după universitate? Câmpul muncii. E greu, mai ales el a început să fie student după ce noi avem copii, era un pic mai greu, dar acum e bine. Peste 400 de studenți au absolvit în acest an Universitatea de Educație Fizică și Sport. Au călătorit pentru prima dată cu trenul și au putut lua locul mecanicului de locomotive. Copiii de la o grădiniță din capitală au avut parte de o aventură pe cinste.
și duce persoanele. Cu detalii și imagini de la excursia celor mici, revenim în câteva minute la știri. Lupte violente se duc în 4 sectoare ale liniei frontului din Ucraina, anunță Institutul pentru Studiul Războiului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a lăudat trupele pentru respingerea avansurilor rușilor și a declarat că sunt înregistrate progrese în contraofensiva lansată la începutul acestei luni. Asta însă nu îi oprește pe ruși să bombardeze orașele țării vecine. Noaptea trecută au fost înregistrate o serie de explozii în Odessa și Kherson. Noaptea trecută, Rusia a lansat un nou atac combinat cu rachete și drone asupra Ucrainei. În Kherson, o parcare de microbuze a fost cuprinsă de flăcări în urma bombardamentelor. Podul din Odessa a fost vizat de 4 rachete calibr, toate fiind interceptate. De asemenea, 4 drone Shahed lansate asupra regiunii Dnipropetrovsk au fost distruse. Potrivit ucrainenilor, armata Moscovei a avariat 2 infrastructuri critice. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a vorbit mai pe larg în discursul de aseară despre contraofensiva ucraineană, care intră în a 3-a săptămână. El a spus că cele mai dificile misiuni sunt în direcția Tavria din sud și a menționat unitățile armatei ucrainene implicate în operațiuni. Le-a mulțumit, le-a încurajat și a dat asigurări că vor avea succes. Завершується цей тиждень, дуже важливий для нас, усіх тиждень, для нашої оборони, для наших кроків вперед, для наших наступальних дій. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Потребіте валуерії Інститутului pentru studiul războiului, trupele Kievului au continuat contraofensiva în cel puțin 4 sectoare ale liniei frontului și au avut mici câștiguri teritoriale. Imagini geolocalizate sugerează că forțele Kievului au făcut progrese limitate pe o rază de 30 de kilometri la sud de Kremina, notează Institutul pentru Studiul Războiului. De asemenea, șeful administrației militare a orașului Avdiivka a informat că soldații Ucrainei au avansat mai mult de un kilometru la nord de localitate, pe linia frontului din orașul Donetsk, în ultimele 2 săptămâni. Ministrul rus al apărării a declarat însă că forțele sale au împiedicat tentativa ucraineană de a cuceri satul Novodonețk, din estul regiunii Donețk, unde s-ar fi concentrat contraofensiva Kievului. Acesta a respins și afirmațiile potrivit cărora ucrainenii au eliberat satul Piatihatka din Zaporojie, în timp ce Kievul a postat un video cu soldații săi în localitatea eliberată, ținând drapelul ucrainean în mâini. Силами 128-ї гірсько-штурмової бригади, ядро ОСБ, було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Totodată, pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video în care rușii au folosit un tank vechi pe post de dronă kamikaze pentru a lovi pozițiile ucrainene. Mai exact, rușii au umplut un tank model T-54 cu 6 tone de exploziv și l-au ghidat spre liniile ucrainene, dar a fost distrus înainte de a-și atinge ținta. Distrugerea tankului a avut loc în zona Marinka, regiunea Donetsk. Vladimir Putin a respins propunerile de pace ale liderilor africani care au ajuns la Sankt Petersburg după o vizită la Kiev. Putin a fluturat cu proiectul unui acord de pace cu Ucraina, care ar fi fost convenit la Istanbul în martie 2022, dar la care Kievul ar fi renunțat ulterior. Вот этот документ. Он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. În timpul întâlnirii cu Vladimir Putin, liderii africani căutau să ajungă la un acord asupra unei serii de măsuri de consolidare a încrederii între cele două părți. We do believe that this is the time for both parties to negotiate an end to this war, because this war is causing a great deal of instability and harm to various countries around the world, and we as African countries are feeling the impact of this war.
Putin spune că Ucraina este cea care refuză să poartă negocieri și că Rusia nu a refuzat niciodată să poartă discuții. Мы открыты конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон. Путин și-a reiterat poziția conform căreia Ucraina și aliații săi occidentale au declanșat conflictul cu mult înainte ca Rusia să-și trimită forțele armate peste graniță în februarie anul trecut și că Moscova a fost nevoită să intervină pentru a ajuta Luganskul și Donetskul. Руководствуясь соответствующими статьями устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. И мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им и оказать. Потому что киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему вооруженным путем. Discuțiile de la Sankt Petersburg vin și în contextul în care Rusia amenință că nu va prelungi acordul de transport al cerealelor pe Marea Neagră. Documentul negociat de ONU și Turcia în vara anului trecut a permis Ucrainei să reia exporturile de cereale. Grânele erau destinate în special țărilor africane care se confruntă cu o gravă criză alimentară. Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так. Liderii din Africa de Sud, Senegal, Egipt, Zambia, Uganda, Republica Congo și insulele Comoro s-au întâlnit cu Putin după o vizită la Kiev vineri, unde președintele Vladimir Zelensky le-a spus că o condiție pentru discuțiile de pace este ca Moscova să-și retragă forțele de pe teritoriul ucrainean ocupat, lucru despre care Rusia spune că nu este negociabil. Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întâlnit astăzi la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping. Vizita oficialului de la Washington este menită să atenueze tensiunile în creștere dintre SUA și China. Anterior, Blinken a purtat discuții cu ministrul de externe de la Beijing, care a afirmat că relațiile dintre cele două puteri se află acum la cel mai scăzut nivel de la stabilirea legăturilor diplomatice. În ultima zi a vizitei sale la Beijing, secretarul de stat american Antony Blinken s-a întâlnit cu președintele Chinei Xi Jinping. Întâlnirea din Marea Sală a Poporului era așteptată, dar nu figura în program și este considerată esențială pentru succesul deplasării lui Blinken în China. Presa locală scrie că cei doi oficiali discută acum pe mai multe subiecte și au ajuns deja la unele acorduri pe o serie de probleme. Mai devreme, Blinken a avut o revedere și cu șeful diplomației chineze. Cei doi diplomați de rang înalt și-au strâns mâini într-o sală cu covor roșu de la casa de oaspeți din Beijing. Ulterior, aceștia au avut discuții cu ușile închise, care au durat aproximativ 3 ore, potrivit reprezentanților Departamentului de Stat. Oficialul american fusese primit ieri de ministrul chinez de externe, având o întrevedere de 7 ore și jumătate, mai mult decât era prevăzut. Cele două părți au convenit să mențină comunicarea pentru a evita orice conflict. We're trying to make sure through better communications that the competition doesn't veer into conflict. Ministrul chinez de externe a declarat că stadiul relațiilor bilaterale nu corespunde intereselor fundamentale ale celor două popoare și nici așteptărilor comune ale comunității internaționale. De asemenea, acesta a mai adăugat că Taiwanul reprezintă principalul risc pentru relațiile dintre Beijing și Washington. În afară de chestiunea spinoasă a legăturilor dintre Statele Unite și Taiwan, insula revendicată de Beijing și aflată în centrul confruntării dintre cele două puteri, relațiile bilaterale rămân tensionate și din cauza unui număr mare de alte subiecte. Într-un final, cele două părți au convenit să stabilizeze relațiile între statele pe care le reprezintă, pentru a evita orice conflict și au convenit să se întâlnească din nou la Washington. Președintele Curții Constituționale va susține un briefing la ora 14 la care va veni cu detalii despre decizia magistraților asupra sesizării guvernului privind scoaterea partidului Șor în afara legii. Urmăriți declarațiile președintelui în alte curți live pe site-ul protv.md. Excursie inedită pentru un grup de copii din capitală, micuții din cadrul unei grădinițe au călătorit pentru prima dată cu trenul, au aflat cine este mecanicul de locomotive și au putut vedea cel mai vechi tren din țara noastră. Copiii au fost încântați de mica lor aventură. Excursia a fost organizată de întreprinderea Calea Ferată din Moldova.
dimineață, grupul de copii de la o grădiniță din capitală așteaptă cu nerăbdare pe peron Mica Aventură. Excursia a început cu o călătorie cu trenul care are un singur vagon. Noi am învățat că trenul este un transport terestru. Are vagoane și duce persoanele. Cei mici au mers până la stația Visterniceni. Curioși copiii au urcat în scaunul mecanicului de locomotive și au făcut și poze. Cine este mașinistul? Cel care conduce trenul. Este o călătorie nouă pentru noi. Am venit cu grupa mea de la Găginieșă. Sunt o problemă cu poezdom. Deci все детали, все приборы, все отсюда. Încântați, cei mici au început a cânta piesa Trenulețul. În mai puțin de o oră, micii călători au ajuns la stația Terminus. Ajunși în depoul locomotivelor, copiii au putut să facă cunoștință cu mai multe tipuri de tren, printre care trenul de marfă, trenul de pasageri cu mai multe vagoane, trenul cu o singură locomotivă, iar mare atracție a fost trenul de pe cursa Chișinău-Iași. Acest tren se duce până Iași. M-a impresionat trenul că este mare și colorat. Copiii au putut vedea și cel mai vechi tren din țara noastră, care are peste 50 de ani. Am adus copiii să arătăm cum arată o roată înainte de reparați și le arătăm cum arată o roată după reparați. Deci am vorbit un pic despre istoria, la fel, a monovagonului matrisa, inclusiv și despre tehnica securității, cât este important să cobori încet ușor, să menții distanța atunci când te afli pe platformă. Închirierea monovagonului costă 6.500 de lei, iar întreprinderea Calea Ferată l-a pus la dispoziție a oamenilor pentru organizarea nu doar a excursiilor, ci și a altor evenimente, precum zile de naștere, cumetrii sau chiar nunți. Doamnelor și domnilor, jurnalul La Miezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!